Un parc din centrul Parisului a devenit temporar pășune pentru o turmă de aproape 100 de oi. Animalele au fost aduse de un grup de fermieri din provincie pentru a atrage atenția guvernului. Oamenii au cerut să se ia măsuri împotriva lupilor, care, în opinia lor, s-au înmulțit peste măsură. Din 1993, lupul este o specie protejată prin convențiile internaționale, iar fermierii spun că de atunci lupii au creat probleme tot mai mari și acum nu se mai sfiesc să atace oile în plină zi, fără să se sperie nici de ciobani și nici de câini.